scaune libere. Poftiți. Afară de faptul dacă n-aveți vreun canon. Cum a intrat în canon Sfânta, cum a intrat în canon Zoia. Știți, Zoia la ruși în 1955 era o fată de 22 de ani care s-a dus de anul nou la o petrecere, anul nou fiind în timpul postului, anul nou civil, altceva decât calendarul pe veche al rușilor, și s-a dus la petrecere și prietenul ei, care s-a numit Nicolae, n-a venit. Și ea n-a avut cu cine dansa. Și a luat icoana Sfântului Nicolae de pe perete și a dansat cu ea. Cei de față au spus, nu e bine ce faci, și a zis, dacă nu e bine ce fac, Dumnezeu mă va pedepsi. Și Dumnezeu a pedepsit-o cu 128 de zile de încremenire și de stat în picioare fără să vorbească. Injecție nu s-a putut face, salvarea a fost chemată, n-a putut să o desprindă, miliția a venit, securitatea a venit, o istorie întreagă. Deci dacă n-aveți un asemenea canon dat ca să stați în picioare, atunci puteți să luați loc. Dacă nu, continuați-vă canonul.